Știți, fraților, tu ești creștin. Pe tine te întreabă lumea, tu crezi în Iisus. Dar tu l-ai văzut, tu zici, nu, prin credință. Dar lasă mai moale tu prin credință. Așa zic și budiștii prin credință, și muhamedanii spun tot prin credință, că ei cumva îl văd pe Muhamed. Tu crezi în Iisus, dar tu știi tu sigur că El a existat? Mine m-a întrebat, tu crezi în Iisus, da? Care-i dovada că El a existat? Dacă tu crezi o minciună, a? Care-i dovada că El a existat? Eu zic, Biblia. A, nu, lasă cu Biblia. Musulmanii au Biblia lor, budiștii au Biblia lor. Știți, așa vorbesc cu noi oameni, nu? Eu, musulmanii au lor, budiștii lor, și tu vii cu Biblia, zici că Iisus din Biblia ta. Dar e o poveste toată asta, așa zic mulți. Dovadă dă-mi, dar tu îi spui, Efeseni, auzi, asta e din Biblie, lasă-te mai mare cu Efeseni și cu Coloseni. Și altă dată te întreabă de dovadă, dovadă dă-mi, dar tu în Matei scris, lasă-mă cu Matei. Tu mi-i zi-mi, demonstrează-mi că Iisus a existat. Eu vreau dovezi, așa spune lumea. La noi în Moldova, eu dau răspuns la întrebarea asta, azi dau răspuns precis. La noi în Moldova, în Basarabia și în România, oamenii își rup părul de pe ei. La noi Vlad Țepeș a existat. La noi să-i vezi în Basarabia, în Chișinău, acolo pentru Ștefan cel Mare, zgata, câteodată să rupă nu știu ce. Ies acolo Ștefan cel Mare. Dar cine a fost Ștefan cel Mare? Un curvar care avea nevoie de pocăință. Și dacă îi întrebi pe ăștia care își rup părul de pe piept, înțelegi, Ștefan cel Mare, dar de unde tu ai luat că Ștefan cel Mare a existat? Care e răspunsul lor? Așa zice istoria. Și eu nu-i contrazic. Măi, așa zice istoria. Vlad Țepeș, care-ți dovezile că el a existat? Așa zice istoria. Care-ți dovezile că Iisus a existat și există? Istoria zice despre el? Da sau nu? Dar și calendarul nu. Și calendarul spune. Dar istoria zice despre el sau nu? Dacă în Biblie, uite atent. Dacă Biblia zice ceva diferit de istorie, înseamnă că aici ceva nu-i drept. Ține minte asta. Biblia nu contrazice istoria. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de istorie e Vechiul Testament? Istoria poporului Israel. Știți de unde învață evreii în Ierusalim, în Israel, când tu îți dai copiii la școală în Ierusalim? Și ei îți duc, au prima lecție matematică, a doua lecție au istoria. Știți ce învață ei la istorie? Doi cronici. Nu, nu. Asta e cartea lor de istorie a evreilor. Asta e cartea de istorie, frați și surori. Biblia nu e carte de religie a creștinilor. Biblia e cartea noastră de istorie. Asta e istoria pământului, nu numai a Israelului, a pământului. Și anume dacă prin poporul ăsta, cândva au vorbit numai prin poporul ăsta Dumnezeu, păi asta e și istoria noastră. Amin? Amin. Pentru că Adam nu-i părintele evreilor, dar-i părintele omenirii. Din el au ieșit și românii, și chinezii au ieșit din Adam, și negri din Etiopia. Tot din Adam au ieșit. Eu știu că tu ai multe întrebări, dar de ce, dar de ce? Ia ca așa. Negri, chinezi, toți au ieșit din Adam. Știi ce interesant? În limba ebraică, cuvântul om înseamnă ben, ben înseamnă fiu, Adam. Când tu zici un om a venit la mine, tu zici un ben Adam a venit la mine, un fiu de la Adam a venit la mine. Și când o companie de evrei din Ierusalim, la ei vin o altă companie de chinezi, știi ce vorbesc evrei între ei? Au venit niște bnei Adam, niște fii de la Adam din China. Așa sună. Niște fii de la Adam din China vor să încheie în contract cu noi. Și apoi zice, păi stai, dar ce au zis fiii lui Adam din Saudi Arabia? Arabia Saudită? Păi zice, în companie noastră avem așa, oameni din China, oameni din China, oameni din Arabia, oameni din Rusia. Și toată asta în ebraică sună, avem fii de la Adam din Rusia, fii de la Adam din China, fii... Așa sună în arab, în ebraică.
Asta e adevărul. Fraților, istoria spune că Iisus a existat, istoric El a fost. Eu am să vă citesc ceea ce am găsit. 8 oameni care au trăit în timpul Lui. Ei nu sunt Biblie, ei au trăit în timpul Lui. Și ei sunt cei mai exacti istorici care poate să-ți spună despre El. Tu trebuie să-ți cunoști istoria. Dacă ați auzit de așa vreodată, de așa un scriitor roman din primul secol, din secolul când a existat Iisus pe pământ în carne și oase, pe El îl chema Tacitus. Ați auzit de Tacitus vreodată? Tacitus spune așa. Tacitus spune așa că creștinii care îl urmează pe acel Hristos, ei trăiesc după învățăturile Lui. Asta a zis Tacitus. Cum noi putem afla, hai, în afară de Biblie, despre frații noștri creștini, cum trăiau 2000 de ani în urmă, ne spune Tacitus, care l-a văzut pe Iisus și l-a văzut pe ucenici. Ei cred în Hristos și trăiesc după învățăturile Lui. Cei mai atei savanți, cei mai atei istorici, spun că Tacitus e cel mai exact istoric, el și Iosif Flavius. Dacă ați auzit vreodată Iosif Flavius. Iosif Flavius, care tot e din vremea aia, spune așa, în cartea lui, în 18:3, spune așa, în acea vreme, spune Iosif, Iosif Flavius zice, eu l-am văzut pe Iisus Hristos ca un om înțelept, fiți atenți la cuvintele lui Iosif Flavius. Eu l-am văzut pe Iisus Hristos ca un om înțelept, dacă am putea să-L numim om. Tu-ți dai seama, Iosif Flavius l-a văzut și zice, eu l-am văzut pe Iisus Hristos, om înțelept, dacă am putea să-L numim om. Spuneți-mi, vă rog, Iisus era om? Și om tot, că altfel nu-L vedeai. Dar și... pur și simplu, Iisus era așa că nu puteai să-i spui numai om. Farisei se minunau și spuneau, El iartă păcatele? El învie morții? Asta nu-i om. Asta nu-i numai om. Și spune Iosif Flavius, pentru că El a fost unul care a făcut lucruri neobișnuite, surprinzătoare. El a fost Hristosul, spune Iosif Flavius, istoric roman, istoric evreu, acceptat la curtea cezarului. Iosif Flavius era foarte acceptat de cezar, evreu. El, spune Iosif Flavius, el s-a arătat viu din nou a treia zi, după cum au prevestit profeții sfinți și după cum 10.000 de alte lucruri mărturisesc despre el. Op, asta e interesant. Iosif Flavius, ca un ecou din 2000 de ani urmă, ne spune nouă că 10.000 de alte lucruri mărturisesc despre El, Hristosul. El făcea lucruri neobișnuite, dacă s-ar putea numi om, dar El nu era numai om. Asta e interesant. Tot Iosif Flavius spune și mulți oameni dintre evrei și dintre alte națiuni au devenit discipolii săi. Fii atent. Pilat l-a condamnat să fie omorât prin crucificare. Uite istoria. Istoria. Fraților, noi avem istorie. Noi nu credem pur și simplu o carte de-a creștinilor care au inventat-o Moș Andrei. Nu. Istoria. Asta pentru atei. Eu dau răspuns dacă vreodată vreun ateu o să uite. Istoria spune... Iosif Flavius spune, care toți îl recunosc ca istoric, spune, el a fost omorât de Pilat, Pilat l-a condamnat să fie omorât prin crucificare. Însă cei care au devenit discipolii săi nu au abandonat învățăturile sale, au spus că el s-a arătat acestora a treia zi după crucificarea sa și că el era viu. Astfel, probabil că El era Mesia, despre care profeții au povestit înainte deja de minunile sale. Istoria spune. Știți ce interesant?
savanță și istoricii noștri de astăzi, ce fac ei? Ei sunt mari șmecheri, ăștia care sunt atei. Aduc cuvintele lui Iosif Flavius despre Cezar, aduc cuvintele lui Tacitus despre cum să locuia în familie în Imperiul Roman, dar nu vor să aducă cuvintele lui Tacitus și a lui Iosif Flavius despre existența lui Isus. Nu vor să o aducă. Dar Flavius spune, el a fost crucificat. Eu știu asta că el a fost. Și încă vă mai spun ceva. Discipolii săi n-au abandonat învățăturile sale. Și încă vă mai spun ceva. El a înviat a treia zi. Fraților, noi nu credem o poveste. Hristos e viu. De atâta creștinii, de-a lungul anilor, strigă, Hristos a înviat. Amin? Ei strigă, Hristos a înviat. Așa strigă ei. Ei zic, Hristos a înviat în fiecare an, zic. Și acum nu e neapărat cineva zice, of, că nu trebuie și noi să fim legaliști, să zicem Hristos a înviat. Auzi? A înviat cu 2000 de ani urmă. Spune-o toată viața. A înviat și e viu. Amin. În vecii vecilor. Amin? Amin. Într-o biserică în timpul Uniunii Sovietice a venit un domn comunist ca să învețe pe comsomoliști, comsomoliști erau tinerii care au trecut din pionieri în comsomoliști, cine știe despre asta, și a început să învețe pe tineri dintr-o biserică, a intrat într-o biserică și a învățat pe tineri, dar în biserică mai era și un bătrâniel într-un colț acolo. Și ca tineriet în biserică, ascultă cum domnul ăsta povestește că Hristos n-a existat, istoria nu dă nicio dovadă, Hristos asta tot e o poveste. Și zice, nu mai credeți, era și Paștele, nu mai credeți în povestea asta că Hristos a înviat, nu credeți. Și așa vreo oră jumate și pe toți îi apăsa, știi cum, la nivel de duh, duhovnicești acolo, draci, demoni apăsau adunarea, pentru că ăsta vorbea și vorba are putere. Și după ce el a terminat vorbirea și a strâns foile, și un bătrân din colțul ăla a strigat tare, Hristos a înviat, și toată adunarea, adevărat a înviat. Hristos a înviat, și toți, adevărat a înviat. Și ăsta sunt nervos, și-o rup foile, a plecat. Iosif Flavius, Tacitus, ne spune, el a înviat, el a îmblat cu ei. Tu-ți dai seama, alți oameni spun că el a îmblat cu ei, după moarte. Mai este așa un istoric, îi spune Iulius Africanus. Iulius Africanus, așa probabil romanii dădeau, dacă venea din Africa, cred că Iulius ăsta era negru și i-a pus Africanus. Dar Iulius Africanus, care tot e recunoscut de istorici și tot este în arhiva romană, el spune, el îi scrie un alt istoric care îl chema Talus, de pe vremea lui, Iulius îi spune lui Talus și vorbesc împreună despre întunericul care s-a întâmplat în urma crucificării lui Hristos. Deci, sau Talus, sau Africanus, Iulius, unul dintre ei au văzut când afară s-a întunecat atunci când Hristos a fost răstignit pe cruce. Unul din ei a văzut și e ca ei să scriau unul cu altul, Africanus și cu Talus, se scriau și vorbeau despre întunericul care a urmat în timpul crucificării lui Hristos. Istorici vorbesc asta, din vremea aia. Iisus Hristos e viu. Amin? Amin. Amin. Apoi mai este un alt istoric care în scrisori pe el îl cheamă Plinius cel Tânăr. Plinius cel Tânăr. Tot el scrie că a fost surprins de practicile de închinare ale primilor creștini. O, Plinius cel Tânăr i-a văzut pe primii creștini cum ei se închinau. Inclusiv faptul că ei se închinau lui Iisus ca Dumnezeu. Interesant. Aici piere orice teorie de martorilor lui Iehova. Ei se închinau lui Iisus ca Dumnezeu și erau persoane cu o etică înaltă. Uite ce zice Plinius despre creștini. Creștinii din primul secol nu erau coadă de câine.
care ștergeai pantofii cu cine vroiai. Nu, 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 ăștia erau de o etică. Ei știau cum să se comporte cu oamenii. Ei aveau și bunele maniere. Ei erau oameni deștepți. Poate că nu știau a scrie și a citi cum Pietru. Ei erau de o etică înaltă. Erau cu bunul simț precis. Zice așa. Incluzând de asemenea și cina Domnului. Deci noi avem de la Plinius că creștinii făceau cina Domnului. Plinius i-a văzut pe creștini că îi făceau cina Domnului. Slăvit să fie Domnul. Țineți minte când Hristos a înviat. Când Hristos a dispărut din mormânt. Cine au fost primii care au zis de să plătim bani să mințim, să aruncăm o idee că El l-au furat ucenici. Nu? Minciuni, minciuni. Farisei. Tot fariseii din vremea aia au scris în Talmudul lor. La fiecare sută de ani fariseii tot scriu câte ceva, fac câte un Talmud. În Talmud sunt multe lucruri bune legate din înțelepciunea evreiască, dar sunt și multe prostii. De exemplu, în Talmudul evreiesc, eu l-am în casă, scrie că Iisus Hristos fierbe în iad într-o oală de smoală. Scrie în Talmud. Urât. Cineva din rabini a scris asta urât. Domnul să aibă milă. Dar tot în Talmudul babilonian, a evreilor care au fost robi în Babilon, scrie așa. Spune că acel Iisus Hristos a fost crucificat în ajunul Paștelui. Nu ascultați de el. Ceea ce mi-e interesant că frații evrei recunosc că el a fost crucificat în ajunul Paștelui. Ceea ce mi-arată mie istoria mi-arată că Biblia e dreaptă. 100%. Absolut e dreaptă. Noi nu credem într-un Hristos religios care, auzi, băi, haide mai să ne închinăm că așa zici, așa trebuie. Nu, 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 mă scuzați, eu la povești nu mă închin. Eu mă închin celui viu în vecii vecilor. Amin? Amin. Apoi în Talmudul evreilor scrie că el a fost crucificat în ajunul Paștelui. Biblic? Corect? Mulțumesc, dragi evrei. Lucian, următorul istoric, Lucian din Samosata, un scriitor grec din vremea aia, din secolul al doilea, un pic mai târziu. Spune așa, creștinii se închină lui Iisus ca Dumnezeu pentru că El a fost crucificat pentru ei, așa zic creștinii. El, Iisus, spunea că învățăturile Lui includ, ascultați ce zice Lucian din Samosata. El, Iisus, spunea că învățăturile Lui includ frățietatea credincioșilor, importanța convertirii și respingerea altor zei. Voi vă dați seama ce credeau creștinii noștri? Cum erau ei în secolul I? Ce făceau ei? Frățietatea credincioșilor, adică, fraților, o fi unul mai slăbuț, o fi altul mai prostuț, ia nostru, hai să-l cărăm de urmă. Nu-l lepădăm, ea nostru, numai când el sare din căruț și fuge, n-ai ce faci. Dar faci tot, ea nostru. Spune frățietatea credincioșilor, importanța convertirii. La ei era important cineva să se întoarcă la Iisus, să fie mântuit. Și a treilea lucru, respingerea celorlalți zei. Cu asta luptau creștinii noștri atunci. Și mai zice Lucian din Samosata, creștinii au trăit conform legilor lui Iisus, s-au considerat mântuiți, s-au considerat și normal, și au fost caracterizați printr-o atitudine de indiferență privind moartea. Lucian din Samosata spune că creștinii nu se temeau de moarte. Indiferență față de moarte. Adică, dacă venea vreun procurator și spunea, veți muri împreună cu familiile, dar ăștia indiferenți, nevastă, fă-mi în ceai. Fă-mi în ceai până ăsta se nervează, fă-mi în ceai. Tu mai povestești, ea îmi face ceai, noi bem un ceai. Când o să murim, mă dimineață, la lei, da? Ok. Cu indiferenți, ei știau precis că el e viu. Amin? Și ultimul istoric care e evreu îi spune Rabbi Mara Bar Serapion. Și Rabbi Mara confirmă faptul că Iisus
a fost considerat un om înțelept, considerat de mulți evrei și neamuri ca rege al Israelului, pentru că el s-a dat la moarte pentru evrei și neamuri și el este sursa învățăturilor urmate de discipolii săi. Amin? Amin. Voi vă dați seama. Vă dați seama un lucru, ce a zis Napoleon. Napoleon a zis așa. El, Napoleon s-a chinuit în viața asta. El a umblat cu... Înghețat din țară în țară ca să cucerească pământul. Știi cum e omul? Omul să cucerească pământul, să cucerească pământul. Dar la urmă pământul tot acolo stă. Pur și simplu oamenii se mută cu locul. Tu îți dai seama? Peste 100 de ani, dacă nu vine Domnul, în casa unde locuiești tu o să locuiască alții în chirie. Și Napoleon se ducea să cucerească pământul. Și-o cucerit, și-o cucerit, și-o cucerit. La urmă înghețau pe sub Moscova și zice că au tăiat cai și dormeau în cai. Tăiau burțile la cai și intrau în burtă franceze și se încălzeau acolo, că iernile erau foarte friguroase. Și la urmă Napoleon spune așa cuvinte. Bătrână, ajunge, eu știu, la sfârșit. Zice, nu tare bătrân. Zice, eu toată viața, cu multe lupte, cu averi cheltuite, cu oameni înțelepți pe lângă mine, n-am putut să strâng atâția oameni cât a strâns Hristos după moartea Lui. Napoleon a recunoscut asta. Asta eu o spun iarăși, vreun istoric, dacă se uită să cerceteze documentul ăsta cu Napoleon, să vadă ce a zis Napoleon, poate măcar atunci unii se vor treze. Napoleon a zis, eu toată viața ce am făcut, n-am strâns nici măcar a suta parte decât... din cât o strâns acel Hristos cu 2000 de ani urmă și până azi iară. Până azi iară. Uite, rodul de la cruce, suntem noi. Bun, asta a fost istoria. Hristos, Iisus Hristos, umblând prin Galileea, prin Capernaum, prin toate orașele, le spune la toți oamenii care le ascultau, le spune așa lucru. Luca 10, versetul 23 și 24. Hai să deschidem. Luca 10, versetul 23 și 24. Sergiu, nu se vede. Oh. Sunteți atenți? 23 și 24. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Iisus le-a spus deoparte. I-a luat într-o parte și le spune așa cuvinte. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Să audă ce auziți voi și n-au auzit. Ferici de voi că vedeți asta. Mulți împărați și proroci au voit să vadă și n-au văzut. Dar au voit. Au voit să audă. N-au auzit. Ei au voit. N-au auzit. Vouă vi s-o dat să vedeți, să auziți asta. Uite atent. Toți prorocii, absolut, absolut toți au prorocit despre Iisus. Vă știți că Habacuc a vorbit despre Iisus? Obadia a prorocit despre Iisus. Mica a prorocit despre Iisus. Zaharia a prorocit despre Iisus. Cine mai a prorocit despre Iisus? Isaia, David, Ieremia. Care împărați au mai vorbit despre Iisus? Moise a vorbit despre Iisus. Ei toți nu s-au întâlnit unul cu altul, ei nu m-au auzit unul despre altul, dar toți vorbeau despre același Iisus că va veni. Și toți, cum credeți, toți ar fi vrut să-L vadă? Spuneți-vă rog, dacă David a scris atâția psalmi despre Iisus, el oare nu ar fi vrut să-L vadă? Totuși Domnul nu-i arată
pe Iisus. Iisus nu se arată lui David cum se arată ucenicilor. Prorocul Ioel a vorbit despre Iisus și el a vorbit. Țefania a vorbit despre Iisus. Precisul, 100% a vorbit despre Iisus. Toți au vorbit. Dar Iisus spune, voi lor nu le s-a dat, la voi s-a dat, să mă vedeți. Totuși ei l-au văzut pe Iisus, dar știți cum? Ei l-au văzut prin credință, știți cum? De departe. Unii l-au văzut de aproape, dar poate n-au înțeles clar că este Iisus. Noi înțelegem asta astăzi. Și vreau să vă arăt vouă cum câțiva proroci și împărați au vorbit despre Iisus și voi să înțelegeți cât de mare a fost dorința lor să-L vadă pe Iisus. Hai să deschidem cu primul, începem cu primul. Primul care eu vă spun s-a născut, vă spun și data nașterii, anul nașterii. Primul care a vorbit vreodată despre Iisus s-a născut cu 4.000 de ani în urmă, 3.900 de ani în urmă. S-a născut cu 3.900 de ani în urmă și pe el îl chema Iov. Nu el primul, dar unul dintre primii. Pe el îl chema Iov. Și Iov niciodată nu umbla cu Petru și cu Ioan. Dar știți ce a zis Iov? Cine din voi știți ce a zis Iov despre Iisus? Deschidem la Iov 19:25. Ia ascultați ce zice Iov despre Iisus. Ce are? Iov 19:25. Iov transmite mesajul ăsta bisericii din cea Dolhit și roagă pe toți, am scrisoarea. Iov roagă toată biserica să repete asta împreună cu el. Citim toți odată. Ne întoarcem și împreună cu Iov. 2-3. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Încă o dată, pentru că Iov nu auzi. 2-3. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Eu vă-l vedea așa cum se scărpina el cu osul ăla, că îl durea carnea. Eu bolnav pe grămada aia de gunoaie, îl vede pe Iisus ca și de departe și zice, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Știți când a văzut asta Iov? 3.900 de ani în urmă. Citim încă o dată cuvintele lui Iov. Citește-ți tu sufletului tău cu voce tare. 2-3. Dar știu și că amin. Dar Iov știa cu 3.900 de ani în urmă. Dar tu știi? În secolul ăsta, în anul 2017, tu știi sau nu? Mai răscumpărătorul tău e viu sau nu? Amin. Dacă tu încă nu înțelegi că e viu, tu ai murit. De mult ești mort. Dacă înțelegi că el e viu, tu ești viu. Amin. Tu cu el ești viu. Iov zice, eu știu că el e viu. Împăratul David, cu 3.000 de ani urmă, 3.040 de ani urmă, 3.040. Psalm 110:1. Împăratul David. Psalmul 110:1. Tare mă bucur când voi foșniți, știi Biblie. Dar ar fi mai bine dacă s-ar găsi cineva să facă. Să aud, înțelegi? Să aud. 110:1. Ia ascultați ce spune împăratul David. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul a zis Domnului meu. Împăratul David avea, cum credeți, avea duh de proroc în el. A prorocit David sau nu? Da. Și împărat și proroc, asta e mai rar. Și împăratul David vede ca și printr-o oglindă, nu știu cum să zic, ca și printr-o fereastră așa de departe și el vede, că dacă avea vedenie, era și proroc, el vede și zice, Domnul
a zis Domnul Dumnezeu, a zis Domnului meu, cărui Domn? Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu Tatăl i-a zis Domnului meu, Iisus, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmaș la picioarele tale. Iov cu 4.000 de ani urmă, David cu 3.000 de ani urmă. Eu încă îți vă întreb la sfârșit ce zicem noi cu 15 minute în urmă. Psalmul 24, la versetul 7 la 10. E foarte interesant ceea ce o să citim acum. Aici zici că împăratul David a văzut un pic raiul. Zici că a văzut raiul și parcă l-ar vedea raiul de departe și spune niște cuvinte, David, de la versetul 7 la 10. Nu, Psalmul 24. Psalmul 24, de la versetul 7 la 10. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavii. Cine este acest împărat al slavii? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavii. Cine este acest împărat al slavii? Domnul oștirilor, El este împăratul slavii. Amin? Tu îți dai seama ce a văzut David? Și Iisus merge cu ucenicii și spune, David ar fi vrut să vadă ce vedeți voi acum, dar n-a văzut. Ar fi vrut să audă ce vedeți voi. David și toți prorocii ar fi vrut și ei nu sunt cu mine, dar voi sunteți cu mine și mă întrebați ce răsplată veți avea. Voi sunteți cu mine și eu trebuie să vă rapt și mă întrebați, Doamne, poți să dăm foc din cer să-i mistuim? Ei ar fi vrut, dacă David, Ioel, Isaia, Ieremia erau lângă mine, ar zice Iisus, ar fi închis gurița și ar fi tăcut și ar spune, o, Doamne, ce vedem noi? Dar Pietru stă și dă-ne răsplată. Și nu numai Pietru. Pe mine uneori și unii frați mă întreabă, și ce să am eu, care-i rezultatul? Eu zic, niciun rezultat, pocăința unicul și mântuirea sufletului. Zaharia 2:1. Zaharia s-a născut cu 2500 de ani urmă. Și prorocul Zaharia spune așa cuvinte. Zaharia 2:1. Rog pe sora Andreea Zaharia să deschidă prima. Fac și eu ca fratele ăla, uite, parcă nu văd. Care a zis, nu fratele, o soră a zis, dar eu n-am cartea Iov. Eu n-am cartea Iov. S-a uitat o soră, dar eu n-am cartea Iov. Și eu acum mai să nu zic de la mine și nu-i Zaharia în Biblie. Zaharia 2:1. Spune așa. Prorocul Zaharia spune că a avut o vedenie, da? A fost răpit, a avut o vedenie. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. Era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lățime și ce lungime are. Oh, interesant. Tu îți dai seama pe cine l-a văzut Zaharia? Zaharia l-a văzut pe Iisus. Eu chiar vreau să vă arăt cum l-a văzut Zaharia pe Iisus. Nu, bă, îi întreb un băț lung. Îi întreb să vă arăt cum Zaharia l-a văzut pe Iisus. Oh, hai că arăt simplu. El l-a văzut pe Iisus e ca așa. Iisus măsura. Zaharia l-a văzut pe Iisus cum măsura. Dar știi ce, concret ce a văzut Zaharia? Zaharia a văzut cuvintele astea, numai el nu le-a auzit direct. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Zaharia a văzut un om care măsura Ierusalimul. Cine e acel om care măsoară Ierusalimul?
Bun, asta a văzut Zaharia cu 2500 de ani în urmă. Dar noi, fii atent, cu 100 de ani mai înainte ca să nască Zaharia, s-a născut un alt proroc care îl chema Ezechiel. Și uitați-vă ce a văzut Ezechiel. Ezechiel 40 cu versetul 2. Deschide la Ezechiel. Ezechiel 40 cu 2. Ascultați. La versetul 1. În anul 25-lea robiei noastre, la începutul anului 10, anului, în ziua 10 a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel, m-a dus acolo în niște vedenii dumnezeiești și m-a așezat pe un munte foarte înalt spre miază zi de acest munte. Spre miază zi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei. El avea în mână o sfoară de măsurat de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă. Omul acela mi-a zis: fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta. Interesant. Ce a văzut Ezechiel? Cine era cel ce măsura? Cel ce măsura, Ezechiel l-a văzut că arăta ca arama. Unde mai avem noi în Noul Testament vorbindu-se despre Iisus? În Apocalipsa spune că picioarele lui erau ca arama aprinsă. El măsura și el a zis: fiul omului, ascultă ce îți spun. Și mai departe, dacă citești tot capitolul, el dă acolo porunci ca și Dumnezeu. Să arată pe el Dumnezeu. Cine e cel ce ne pregătește un loc? Eu acum vă arăt omenește, nu e așa cum arăt eu acum omenește, dar sună cam așa. Doamne Iisuse, cât de tare Tu îl iubești pe Sergiu? Cât de tare Tu iubești familia lui Sergiu? Iisus spune: eu am murit pentru ei. Dați-mi niște dovezi de ce Iisus îl iubește pe Sergiu. Am murit pentru ei, mă rog pentru ei, fac un locaș pentru ei. Doamne Iisuse, dar eu dacă ar fi după mine, mie îmi pare că Sergiu nu merită. Iisus spune: Dumitru, Tu nu înțelegi. Eu măsor un loc pentru ei. Deja locul lor e măsurat. Eu m-am dus să le pregătesc un loc. Iisus măsoară. Eu vreau să-ți spun acum și istoric și biblic, Tu ai casă în cer. Numai în cazul când Tu îl crezi pe Iisus la cuvânt. Dacă nu îl crezi, ești necredincios. Tu ai casă în cer. Amin? Și Ezechiel și Zaharia, diferența dintre ei e 100 de ani. Zaharia și cu Ezechiel nu s-au întâlnit niciodată. Ei l-au văzut pe același om măsurând Ierusalim. Interesant. Daniel s-a născut cam în vremea lui Ezechiel. Daniel s-a născut cu 2600 de ani în urmă, 600 înainte de Hristos. Daniel capitolul 3, versetul 23 la 26. Hai să deschidem la Daniel capitolul 3. De la 23 la 26. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, ați auzit de Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfietnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului, mai speriați: negreșit, împărate, numai trei am aruncat. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboz în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Nu înger, nu înger. Uite-te,
Шадрак, Иисус Христос изпълнил Петру, лу Томаш, ла тоц. Шадрак, Мешак, ше Абеднего, йо ку ей мам întâlnit în foc, cu 600 de ani urmă. Și ei au stat cu mine atâta cât o ars focul, 50 minute, cât până Nebucadnețarul a scos. Eu am stat cu ei în foc. Și ei și-ar fi dorit să mă vadă pe mine cum voi mă vedeți. Tu îți dai seama dacă Șadrac ar fi pus mâna pe Iisus în Ierusalim. Ar fi spus, Iisus, tu 600 de ani urmă ai stat cu mine în foc. Iisus spune, Petru, trebuie să înțelegi, înțelege cât de tare și-ar fi dorit prorocii să vadă ce vedeți voi. Uite și Șadrac l-a văzut pe Iisus. Mesac și Abednego. Deschidem la judecători. Mai este cineva care l-a văzut pe Iisus de departe. Istoria spune. Istoria Bibliei, istoria lui Israel spune. Judecători, capitolul 13, de la versetul 16. Judecători 13, de la 16. Aici e tatălui Samson. Tatălui Samson. Tatălui Samson, care îl cheamă Manoah, s-a întâlnit, știți cu cine? Cu Iisus. De la 16. Îngerul Domnului. Cine e Îngerul Domnului? Dumnezeu, când apărea vreodată El însuși, El nu apărea printr-un heruvim sau serafim. El apărea prin Îngerul Domnului. Asta să o știi. Să știi biblic ca să nu te tulburi vreodată. Cine e Îngerul Domnului? Nu-s trei de Îngerul Domnului, numai unul. Și ăla e Dumnezeu când apărea vreodată. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale. Dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este Îngerul Domnului. Și Manoah a zis Îngerului Domnului, mă scuzați, care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului i-a răspuns, pentru ce îmi ceri numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă s-a priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului s-a suit, adică Iisus, s-a înălțat, s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă s-au căzut cu fața la pământ. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și neveste lui. Atunci Manoah a înțeles că este Îngerul Domnului și a zis nevestei sale, vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. Și nevastă a zis, liniștește-te, El ne iubește pe noi. Câteodată, da, bărbații zic în familie, of, of, Dumnezeu ne bate, bărbatul câteodată, femeia zice, câteodată este femeia mai tare. Zice, liniștește-te, tot o să fie bine, Dumnezeu ne iubește. Hai să recunoaștem, frații, soțiile pe noi ne încurajează de multe ori. Amin? Amin. A noastră soții sunt oameni adevărați. Cum îți este numele? Minunat. Așa a zis Manoah, cum îți este numele? Ce a zis Îngerul Domnului? Numele meu este? Haideți, vă fac un alt fel de dialog. Manoah îl întreabă pe Isaia. Isaia, cine e ăsta care numele lui e minunat? Ce răspunde Isaia înapoi lui Manoah? Cine este acel care are numele de minunat? Și Isaia vine peste câțiva ani mai târziu și spune, căci un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat. El este Dumnezeu tare, El este minunat, El este Domnul păcii, El este Părintele veșnicilor. Și iată că fecioara va naște un fiu. Și Manoah spune, ăsta a fost Dumnezeu, noi l-am văzut pe Dumnezeu, vom muri, doar normal că să știi că dacă l-ai văzut ai murit, vom muri. Femeia se spune, tăi bine, liniștește. Nevastă sa i-a răspuns în versetul 23, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre ardere de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Eu îl văd pe Manoah tremurând și nevastă, liniștește, tot e bine. Și Marcel retrăiește acolo. Elena îi spune, liniștește, tot e bine. Pe urmă vine rândul lui Elena și Marcel îi zice, liniștește, Elena. Fraților,
Manoah l-a întâlnit pe Iisus. Cum credeți că Iisus vindeca în Capernaum? Ar fi vrut Manoah să-l mai vadă dată? Neapărat Manoah se va întâlni cu Iisus. Sau s-a întâlnit deja? Se va întâlni, sau s-a întâlnit, nu știu. Dar important este că ei au vrut să-l vadă. Când va veni pe pământ, cum zice Iov. Hai să vă arăt încă un om care s-a întâlnit cu Iisus cu 3460 de ani în urmă. Pe el îl cheamă Iosua. Iosua, capitolul 5, de la versetul 13 la 15. Iosua s-a întâlnit cu Iisus. Iosua, capitolul 5, de la versetul 13 la 15. Pe când Iosua era lângă Ierihon, asta Iosua era cu poporul lui Israel, îi vroiau să intre în Canaan să cucerească. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ești dintre noștri sau din vrăjmașii noștri? Nu, eu îl înțeleg pe Iosua. Iosua, nu s-a apropiat acolo. Mă scuzați. Iosua, acolo mergea vorba de război. Ești dintre noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Eu vreau concret. Eu concret vreau să știu. Tu de-a cui ești? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Ce spune? Vă rog, iertați-mă, iartă-mă, Doamne. Spune ce am de făcut și fac. Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua, cu tot curajul lui și cu îndrăzneala, s-a descălțat și s-a așezat jos, pentru că el stătea în fața căpeteniei oștirii Domnului. Cine e căpetenia oștirii Domnului? E numai unul, numai Iisus. Sunt mai multe căpetenii peste îngeri, ăsta sunt arhangheli, cum e arhanghelul Mihail, da? Dar căpetenia, unul care e peste toți, ăsta e Iisus Hristos Domnul. Și ți închipui, Iisus Hristos vine înaintea lui Iosua, tu nu mai închipui ți-l pe Iosua, bătrân, obosit de lupte, de războaie, și vine Iisus și stă înaintea lui și Iosua, repede, tu de-a cui ești? Cu noi sau cu ei? Și Iisus îi spune: descalți-te, nu pune întrebări, descalți-te că locul care stai e sfânt, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua s-a descalțat: Doamne, ce să facă robul tău? Spune robului tău ce să fac. Iosua s-a întâlnit cu Iisus 3460 de ani în urmă. Și vreau să vă arăt o altă întâlnire, acum mai aproape, nu chiar 3000, 4000, 2000 de ani în urmă, 1900 de ani în urmă, s-a întâlnit cu el apostolul Ioan. L-a văzut în ceruri. Apocalipsa, capitolul 1, asta e ultimul verset. Apocalipsa 1, de la versetul 11, cred. Apocalipsa 1. Hai de la versetul 10. Vreau să vedeți cum Ioan l-a întâlnit pe Iisus. Cum l-a văzut pe Iisus. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu nu știu cum el auzea, dar auzea cam așa: eu sunt Alfa, zguduiau cerurile, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuitul unor ape mari. Ioan povestește aici speriat.
În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, frate Pietru, crede-mă, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te temi, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin? Amin. Fraților, s-a întâlnit Manoah, s-a întâlnit David, s-a întâlnit Zaharia, Ezechiel, Habacuc, a văzut, toți s-au întâlnit, sau au văzut vedenii, sau l-au văzut de departe, sau... Toți au văzut într-un mod oricare. Ioan cu 2000 de ani în urmă, cu 1900, că deja era el bătrân în pușcărie din Patmos. Vreau să întreb, cine s-a întâlnit în anul 1900, în anii 1900 până în 2000 cu Iisus? Acum vorbesc de o întâlnire mai specială, nu așa cum la Iosua, dar prin credință vorbesc. Cine prin credință s-a întâlnit cu El? În ce an te-ai întâlnit? Stai, până în anii 2000 vorbesc. Din secolul 19. Noi acum vorbim despre secole. Cineva din secolul 19 este care s-a întâlnit cu Iisus? Tu din secolul... Uite, un frate avem din secolul 19 aici. El în 99 l-a cunoscut pe Iisus. Fratele Valeriu a fost curvar. Fratele Valeriu a fost murdar. Fratele Valeriu a fost om rău. Da, Valeriu? Și Iisus s-a întâlnit cu el în anul 1999. Vreau să ridici mâna cei care s-au întâlnit cu Iisus în secolul 20. Deja în 21. Da, 20. În secolul 21, cine s-a întâlnit cu el? Eu. Vreau să vă spun, fraților, numai 3, da? Încă o dată. Cine s-a întâlnit cu Iisus în secolul 21? Cui Iisus a schimbat viața în secolul 21? Poate este cineva care se gândește, la mine încă mai este de schimbat. Și la noi, la toți este. Stai fără grijă. La toți este. Vreau să vă spun că va veni un secol, fraților, poate fi în secolul ăsta sau în următor, eu nu știu. Când încă o dată, împreună cu Manoah, cu Avram, Isaac și Iacov, împreună cu Iosif Flavius, cu Tacitus, cu frații din secolul 19, 15, 14, 12, ne vom întâlni cu El în slavă, cu Domnul nostru mult așteptat, de care nouă ne este dor, fără să-L vedem, Iisus Hristos Domnul. De aceea Pavel spune, căci noi predicăm și noi vorbim despre Hristos cel răstignit. Noi spunem asta la toți. Amin? Și Pavel mai zice încă ceva. Și fraților, nimeni nu ne poate da la o parte de dragostea Lui. Amin? Amin. Nici secolul 21 Londra, Chadwell Heath, cu Sainsbury's și cu Tesco și cu toate CSIS-urile și cu toate conturile în banc nu ne poate da la o parte. Amin? Amin. Nici secolul 18 cu toate căruțele și cailor nu i-a putut da la o parte pe creștini. Nici secolul 12, nici barbarii, pe timpul barbarilor, nu puteau da pe Pavel la o parte. Pentru că ei erau, cum zic istoricii, cum zice ăsta Lucian din Samosata, ăștia au respins zeii și erau foarte tari în învățăturile lui Hristos. Amin. Amin. Amin.